Binecuvântată este casa, familia, unde tata, mama, fiul, fiica sunt în fața Sfântului Altar, sărbători și duminici. Putem să ne asigurăm de darul divin al lui Hristos, al lui Dumnezeu, atât asupra casei, familiei noastre, cât și în viața noastră. Deci credință și trăire. Iarăși mă întorc. Credința vie în Dumnezeu. Credința vie în Dumnezeu ne apropie de Dumnezeu. Mai cu seama, atât timp cât noi suntem și vom fi în slujba lui Dumnezeu, vom simți prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Ei bine, de fiecare dată noi cerem că avem nevoie de mila lui Dumnezeu, avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar deseori cerem și, din păcate, nu știm ce cerem. Trebuie să fim foarte atenți când chemăm Dumnezeu în ajutor. Nu la orice cuvânt și nimic al nostru. Cum sunt foarte multe vorbe în lume goale, care îl punem pe Dumnezeu acolo unde nu trebuie. Mai este în popor, v-am mai spus-o deseori, când spunem zău, care înseamnă că l-ai pus martor pe Dumnezeu. Sau nu poți spui că aceasta este o rugăciune să te bată Dumnezeu. Și alte vorbe, păcate strigătoare la cer, să te trăsnească Dumnezeu. Sau să te ardă foc, care să ne ferească Dumnezeu, drăguțul Dumnezeu, să ne ajungă, fel Doamne, ce vă spun eu acum. Suntem tentați tot timpul și auzim deseori chiar copii mici insultând numele Sfânt al lui Dumnezeu. Prin înjurături, prin dat diavol. Și ne mirăm de ce oare copiii devin neascultători, fără credință în Dumnezeu. Copiii deseori, precum bunica noastră și mama, ne învață de mici copii să fim buni creștini, rugători, credincioși, așa părinții care îs fără de Dumnezeu, fără frică de Dumnezeu, vorbesc murdar, înjură mai tot timpul. Și atunci copilașii ce aud în casă, aia rostesc și ei. V-am dat o pildă deseori și o să o dau deseori. Când un procușor micuț cere mâncare de la mama și ea îl trimitea, du-te la diavolului tăi. Când îi spunea, tată, îmi este foame, mâncatea reală o să te mănânce. Lasă-mă în pace. Luatea așa. Și pruncușorul a ieșit să se joace afară. Trecând pe alături un tânăr, l-a întrebat, cum te cheamă? Diavolul. Bine, eu nu-i spun pe nume. A cui ești? A diavolului. Unde este casa ta? În iad. Iată, dragii mei, unde poți să ajungă și formarea duhovnicească a pruncilor. Și atunci vin părinți bătuți de copiilor, prigoniți de copiilor, înmormântați de alți străini. De ce? Că n-a avut la timp să-i formeze, să-i educe. Am întâlnit copii care postesc, mai tineri fiind prunci sau tineri, să spun așa, care se plâng că nu-i lasă părinții să păsească, că ei n-au păsit niciodată. Am întâlnit tineri care spun că părinții ne-au învățat nici măcar Tatăl nostru, o să vă mirați. Am întâlnit când i-am întrebat să rostească Tatăl nostru, noi nu știm așa ceva. Apoi cum să îl cunoască pe Dumnezeu, să aibă frică de Dumnezeu în societate rușine, care a dispărut de pe globul Pământului,
Cum am mai spus eu, de multe ori este o floare care frunzele acelea se chema rușine. Și nu mai are nicio frunză, floarea aceea. Vedem lipsă de credință, necredință în Dumnezeu, vedem fără frică de Dumnezeu și căutăm mai întâi ce-i plăcut nu lui Dumnezeu, ci ce ne place nouă. Și gândim așa ca unii necredincioși, cât ai de toate raiul pe pământ. Că dincolo cine știe ce o să mai fie. Deși avem mărturii vii, multe minuni întâmplate în viața noastră, pe pământ, vedem și observăm, știm de existența diavolului, știm de, să spun așa, prezența, apariția diavolului, oriunde îl simți, acolo unde sunt fel de fel de păcate strigătoare la cer, beție, hură împotriva Duhului Sfânt, acolo este prezent Sarsaida. De aceea, bine ar fi ca în viața noastră să existe Dumnezeu. Dar, din păcate, ce auzim noi astăzi, mai mult îl strigăm pe cel rău decât pe Dumnezeu. Și apoi și părinții să ne uite la mânie, sau așa, cum s-au obișnuit unul, unii alții, du-te la mama așa, știți la cine. Nu spune Cartea Sfântă că mie mi-ai dat, ai mei sunt. De aceea copiii devin rahitici, epileptici, bolnavi, că au fost zămâsliți în posturi mari, nespovediți, neîmpărtășiți fiind părinții și fără nicio oprire. Și cu frica aceasta ne ducem la mormânt. Dacă mă știe preotul, duminică mă duc la liturghie și el îmi știe păcatele, cât e slab, cât e împină în credință. Dar de ce să mă spovedesc eu la un preot de 25 de ani, 26 de ani? E prea tânăr. Da, dar are Duhul Sfânt în el, prin hierotonie, harul lui Dumnezeu în el. Auzim o teamă deseori în unii credincioși, că nu mă spovedesc, părinte, că dacă îmi spune preotul păcate. Atenție mare! Nu glumiți, nici nu gândiți așa ceva. Îngerul Dumnezeu de față și duhovnic, iar ferească Dumnezeu să fie un caz, nu spun mai multe, ca preotul să spună la prieteni sau unii cu alții, uite cu tare, cu tare. Ați văzut că dacă te-ai spovedit curat, n-ai nicio mustrare de conștiință. Dar mustrarea de conștiință vine când îți pare rău. Hai păcătuit. Și ai un disconfort total în viață. Dacă ai curajul să te spovedești, te curățești. Și Dumnezeu te liberează. Și apoi, diagnosticul suferinții noastre tuturor este păcat. Nu că Dumnezeu ne-ar pedepsi, fiindcă Dumnezeu ne iubește. Și ne dă o încercare, două, trei, să ne trezim. Să ne trezim și să ne căim și să ne recunoaștem păcate săvârșite. Trece viața noastră, trece o viață, anii noștri și ne trezim în vârstă. Dacă te mai mustă conștiința, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu în tine și ai căință și păreri de rău și atunci vrei, voiești să te curățești de ce ai ascuns în viața ta. Și atunci poți mori liniștit, să mori liniștit. Ați văzut că la căpătâiul unor celor bolnavi grav și care înaintea morții
Ați asistat, poate, la un vecin, la o rudă, cât de greu mor unii. Ce nălucire urâte văd în fața ochilor în ceasul morții. Cât de frumos și zâmbind pleacă alții. Cei care văd toate nălucirile, toate scenele din viața lui, de care s-a înfructat și s-a bucurat și a zăcut în acele patru. Și nu moare până nu vede ce a făcut în viață. Avem un gând curat uneori. La noi în Bucovina era o tradiție. Dacă omul nu putea să moară, fie creștină, fie creștin, atunci s-a adunat din sat un bănuț de la văduve, fiind curate, să îi se facă Sfântul Maslu. Păi bine, degeaba faci Sfântul Maslu dacă tu n-ai spovedat necurat. Apoi este dezlegarea și de greu a sufletului. Dar iarăși din nou, fără dezlegarea preotului, al lui Dumnezeu prin preot, iarăși pleci cum pleci, dragii mei. Deci am spus cât de plăcută este prezența dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu când veniți la liturghie și în sărbători și duminici. Nu vă întreb, dar cu siguranță sunteți foarte fericiți. Se vede lumina lui Hristos în chipul dumneavoastră când veniți la liturghie și când ieșiți la liturghie și aveți ce spune celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu. De fapt, ar trebui, când deschidem ochii dimineața, să ridicăm mâinile la cer, sub cerul liber, să-i mulțumim că ne-am trezit. Ei, dar din păcate, mi se pare nouă că totul ni se cuvine. Și nu avem timp să-i mulțumim lui Dumnezeu. Nici ce ne-a dat, nici ce ne dă. Și minunile care le-a făcut în viața noastră până acum și care le va face. Fiți blagosloviți!